să trecem la cuvântul care a fost rugat și cerut de la Dumnezeu pentru această împrejurare, pentru acest moment. Nu numai cuvântul însuși, dar predarea este mâna lui Dumnezeu. Tot în mâna lui Dumnezeu este auzirea și primirea cuvântului. Despărțit de el, nimeni n-ar putea preda niciun cuvânt, nimeni n-ar putea înțelege niciun cuvânt. Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne călăuzește pe noi în adevăr, în înțelegerea adevărului lui Dumnezeu. Astfel că mergem la această experiență care a fost deja citită aici, în care Dumnezeu a creat acel curcubete pentru Iona. V-ați întrebat, bineînțeles, dar ce e asta, frate? Îi face un curcubete E sănătate, e bine, e protecție, e umbră în deșert, extraordinar. După aia tot Dumnezeu care a făcut curcubetele, trimite un viermele în se usucă, omul ăsta leșină. Ce asta, frate? Se întreabă cineva. Noi, noi ca oameni poate nu am face așa ceva. Iubiți mei, era un lucru pe care îl face Dumnezeu cu noi adesea. Și anume, era terapia sufletului acestui om bolnav de mânie până la moarte. Era un procedeu pe care îl folosea Dumnezeu prin care îi punea oglinda în față să-și vadă sufletul. Dacă cineva ar fi ținut vreo predică și ar fi spus, frate, vezi că ai. O inimă rea și necredincioasă. El ar fi spus, vezi de treabă, domnule, eu eu sunt un om milos, păi știi cum, eu m-am jersit pentru oamenii după corabie, domnule. El am zis, aruncă-mă în apă pe mine ca să meargă. Îți dai seama, cum îmi spui mie că sunt, sunt în felul ăsta? Și atunci domnul i-a crescut această plantă, el era plant-based. Și atunci i-a arătat lucrul acesta în față și momentul în care această plantă a dispărut... Din clipa aceea a dispărut și Dumnezeu din orice fel de imagine. Nu-i mai trebuie viață. De două ori își cere moartea. Odată pentru că Dumnezeu este bun și iertător, el nu vrea să trăiască cu un așa Dumnezeu. Știam că ești bun și iertător, i-am viața. Ăsta e motiv să-ți viața, frate, că e Dumnezeu bun? Păi da, nu-ți nu ce place de el? Nu. Pe păi du-te la altul, păi altul nu există îmi dau seama că ești între o piatră și un loctare, Adică de Dumnezeu nu-ți place și al Dumnezeu nu există un să te mai duci, frate. Este clar. Și a doua oară, când planta aceasta se usucă, el din nou își cere moartea. Mai bine să mor decât să trăiesc. Suntem, e o idee simplă în spatele acestui cuvânt și anume, putem sta fie la umbra celui puternic, E la umbra unui tufiș care crește într-o noapte și într-o noapte dispare. Cine este umbra celui Atotputernic? Este însuși Dumnezeu? Este acela care stă sub uclătirea celui prea înalt, așa cum spune Psalmul. Cine este uh, umbra aceasta neprevăzută care se poate usca din orice altceva dincolo de Dumnezeu? Și sfinții, și păcătoșii, și averea, și sărăcia, și sănătatea, și boala, absolut toate aceste lucruri constituie un o umbră imprevizibilă sub care stăm. Dacă oamenii din Turcia și din, din sudul Turciei și în nordul Siriei ar fi făcut un studiu așa pe vreme bună, nu pe cutremur sau pe suferința aceasta cu zeci de mii de morți, dar dacă ar fi făcut un studiu de rezistență a clădirii în care sunt și ar fi înțeles lucrul acesta, eu vă spun că ar fi pustiit orașele. Oamenii aceia ar fi ales mai bine să sape un bordei în pământ, să stea într-o groapă, să intre într-o peșteră, decât să stea într-un loc ca acesta. Cum ați văzut că unele clădiri s-au făcut pulbere cu oameni cu tot. Aceasta este umbra imprevizibilă. Dacă Dumnezeu ne va ajuta să putem preda lucrul acesta transparent și cu înțeles, și dacă ne va ajuta să-l dezvoltăm mai departe, nu vom trece pe unde au trecut oamenii acești. Dacă știam unde stau. Acum, nu este cazul să traducem sau să interpretăm ce are fiecare în minte sau în suflet ca adăpost. Asta e între tine și Dumnezeu doar. Dar tu trebuie să te gândești la lucrul ăsta. Tu nu trebuie să aștepți sfârșitul lucrurilor, tu nu trebuie să aștepți încercarea de la urmă, tu nu trebuie să aștepți sfârșitul lumii, nu știu, persecuțiile cui sau cataclisme în lume. Nu trebuie să aștepți aceste lucruri înainte de a te întreba sub ce fel de adăpost mă găsesc eu. Pentru că nu există decât două posibilități. Fie ești la umbra celui tot puternic, fie ești la umbra tufișului acestuia. Nu există decât aceste două posibilități. nu pot nu pot șterge din memorie momentul când nea Marcel, bărbat înalt care avea poliomielită la un picior, dar lucra la zidărie cu noi ce nu s-a pomenit în București, la fabrica autobuzului. Nu pot să uit când omul acesta stătea de vorbă cu noi din, de la ieșirea din clădirea aceasta la care lucram toți. Și râdeam și vorbeam și... Și are un îndemn la un moment dat și face un pas și iese afară. În clipa când a făcut pasul ăsta așa și a tras pe celălalt, platforma cu 3.000 de cărămizi pe ea a căzut în locul în care a fost omul acesta și a spart planșeul de, be de beton pe care se te omul ăsta. El zâmbea, glumea, spunea, niciodată nu visa că moartea era deasupra lui și numărătoarea inversă, 3, 2, 1, 0, era acolo. Nu, nu s-a gândit la lucrul acesta. De aceea... Domnul ne cheamă astăzi pe fiecare dintre noi la un proces de conștiință ce fel este, pe ce contezi eu? pe ce mă rezumiați. Ați observat că uh, Pavel subliniază dacă te ori pe ce te bizui, cel care se bizuie pe una sau cel care se bizuie pe alta. Tu pe ce te bizui? Uh, sunt diverse posibilități, dar realitatea este că acestea sunt despărțite în două. Noi suntem într-un loc binecuvântat acum. Dar suntem și într-un loc foarte primejdios în același timp. Noi am venit din lumea noastră aici. Și am crezut că este o singură posibilitate. Nu, sunt două posibilități. Am putea veni în locul acesta ca să ne facem mai buni? Sau venim în același loc ca să ne facem mai răi? Mai rău decât omul după stradă? Mai rău decât lumea din care am venit? Păi eu am venit dintr-un loc în care se fuma până se stingea lampa și juram de Dumnezeu și câte nenorociri se petreceau acolo și să fie mai rău decât, decât înainte? Haideți să urmărim ceva. Omul acesta al lui Dumnezeu, Iona, este un pastor. Omul acesta și districtul lui care a fost încredințat de Dumnezeu se numește Ninive. Omul acesta care este pastor, are două faze în viața lui. Una este a neascultării, când fuge. Țineți minte că imediat reminți și vă întreb. Și a doua este a ascultării, când se duce. Întrebare pentru noi toți care suntem aici. Când a fost omul acesta mai rău? Când rea neascultare și fugea spre Tars? Sau când a ascultat ce a mers la Ninive, când a fost mai rău omul ăsta? Cum? Când lui Stelian nu i-a fost frică să răspundă, pentru că el stă în spate, acolo nu ai cum să ajungi până la el. e greu de, 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 prins acest concept, pur și simplu. Cum adică să fiu mai rău, când, să fiu mai bun când nascul de Dumnezeu, când eram în lume? Ce s-a întâmplat cu mine? Păi vreau să dau două elemente aici. Când era neascultător de Dumnezeu și a dat viața pentru oamenii după corabie, a spus aruncați-mă pe mine în apă și scapă toată lumea. Când era neascultare, când fugea de Dumnezeu. Acum când era în ascultare, când s-a dus la Ninive, imaginează-ți treaba asta. El a cerut exterminarea unui oraș cu 120.000 de locuitori în afară de, de apartenență, de cei care aparțineau imaginați-vă acest lucru, când era în neascultare și a dat viața, a fost aruncat în apă ca să scape celălalt, iar acum când este în ascultare, a primit districtul, misiunea, biserica, tot, omul ăsta, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Păi iată ce s-a întâmplat. Zice, vă adunați ca să vă faceți mai răi. Nu se poate așa. Eu vă întreb ceva. Deci el este bucuros tare? Do o plantă. Bușul, uite la aici. Ăsta. E așa de bucuros pentru treaba asta ce nu s-a pomenit. Că e Biblia, Iona s-a bucurat foarte mult în dar când s-a întors la credință 120.000 de, oameni, te-ai bucurat? Domnule, ești... adică nu vreau să te întreb, dar ești prezent, te întreb. Ești aici? Adică te bucuri de un tufiș și nu te bucuri de treaba asta. Altă treabă gravă. Când s-a uscat tufișul, omul ăsta se supără de moarte. Vreau să mor. Măi, nu trebuie să mor, spune Domnul. Eu vreau să te tratez, să-ți treacă furia aceasta. Nu se poate așa ceva. Nu, nu vreau să-mi treacă furia aceasta. Atunci el se mânie de moarte pentru că s-a uscat planta, dar nu are niciun fel de suferință sau de supărare că piere un oraș ca acesta. Eu sper că suntem prezenți și ne dăm seama. Asta s-a întâmplat cu omul ăsta când a ascultat, nu când nu a ascultat. Spune aceasta că nimeni nu ar trebui să lase garda jos pe bază că e în credință dumnealui sau a ei. Nu, nu este cazul să lăsăm garda jos. Dacă a fost un timp de veghere cu adevărat, este după ce am trecut de ușa aceasta. Pentru că aici se pot întâmpla cele mai groaznice lucruri posibile în viața unei ființe care trece prin această cumplită experiență, predică despre Dumnezeu, dar nu cunoaște pe Dumnezeu. Știi, are teologie foarte bună, Iona. Ați văzut ce frumos spune el acolo doctrina lui? Știu că ești un Dumnezeu bun care iers păcatul. Că... Asta e doctrină desăvârșită, biblică. Dar el nu are nimic în comun cu așa ceva. Lui nu-i place de Dumnezeu. Vorba lui Nice, ți se face scârbă de har, auzi, har, milă. Wow, nu, domnule, ne trebuie Uber Mansion al lui Hitler, care să fie fără milă, cruță. Asta ne trebuie nouă. Și lui nu-i place, nu vrea să audă de învățătura Harul. ce asta cu Harul? Cu... Dumnezeu are milă de noi, cum spunea un domn instructor în Brașov. Ce vorbesc să uită la oi, turmă, auzi, eu sunt oi, eu sunt în turmă. Bine, păi duceți-vă cu lupii atunci, dacă nu vreți să stați în locul ăsta și schimbăm locurile. Dar asta s-a întâmplat cu el. Omul acesta Așa cum scrie Scriptura, s-a adunat să devină mai rău. Dumnezeu nu părăsește pe nimeni dintre noi. Există un singur lucru care ne poate despărți pe noi de Dumnezeu. Nu persecuțiile acestea, că nu fără intenție ne, sunt atrase, ne, atras, ne este atrasă atenția permanent la niște pericole posibile de sute de ani. Vedeți că e moartea în aer e așa mai departe, ca să nu avem timp să ne uităm unde trebuie. De asta trebuie să fim înspăimântați de ceea ce nu se întâmplă, ca să nu ne uităm unde trebuie. Unde trebuie să ne uităm? Nu, 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 cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? În persecuția sau foamea sau moartea, uitați acest capitol. Nu se poate așa ceva. Nimeni nu le va smulge din mâna mea, este promisiunea lui Isus. Nu, nu are rost să discutăm de chestia asta, dar este ceva care poate să despartă cu adevărat un om de Dumnezeu și acolo suntem noi chemați astăzi. Să ne ațintim privirile. Luați seama fraților, Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama fraților ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Nu persecuția, nu foametea, nu, nu, nu nici puterele, nici diavolul, nici îngerii n-au nicio putere să despartă cu forța pe cineva de Dumnezeu. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Dar este ceva care are puterea să separe pe un om de Dumnezeu. Iona este omul lui Dumnezeu, e omul care ascultă de Dumnezeu, este pastor, i s-a dat un district, dar omul ăsta să nu-l vadă nu uit pe Dumnezeu. Asta este. Nu vrea să audă este atât de revoltat, ca să nu folosesc niște cuvinte atât de rele, încât omul ăsta spune, vreau mai bine să mor, mie nu-mi trebuie așa ceva. Luați seama să nu aibă nimeni o inimă rea și necredincioasă, dar ce să fac dacă asta mi-este inima? Nu vă asigur, iubiții mei, și puteți să mă întreba și în prezența Domnului, vă asigur că nimeni nu va piei vreodată pentru că a avut o inimă rea și necredincioasă. De altfel, vreau să vă spun tuturor că fiecare din cei ce stăm aici sau din cei care au respirat vreodată pe planetă, au, am avut și avem o inimă rea și necredincioasă. Nu există excepție, niciunul, niciunul măcar, spune Biblia. N-are rost să discutăm despre acest lucru. Dacă ar fi după acest criteriu, cine are inimă rea și necredincioasă să fie scos de părăția lui Dumnezeu, ar fi absolut gol acolo, pentru că nu este niciunul care face excepție. Nimeni nu va pieri pentru că a avut o astfel de inimă, cum are omul nostru. Dar fiecare va răspunde pentru ce a refuzat transformarea. Am înțeles. Inima e rea și necredincioasă. Așa este. Uite, vă voi da o inimă nouă. Oh nu. Nu, uh, nu e bine să te superi, nu e bine să te mânii. Dar tu ce părere? Ai? E bine sau nu e bine? El zice, e bine. Bine fac că mă mâniu până la moarte, nu mă interesează de nimeni, nu mă interesează de nimic. Domnul îi pune oglinda aceasta în față, uite-te. Tu te-ai bucurat și te-ai supărat pe o plantă. Dar mie îmi impui să nu mă bucur și să nu mă supăr pentru o cetate care este atât de mare. Nu-mi cer lucrul ăsta mie. Te-ai văzut chipul în oglindă acum. Nu ți-am arătat, nu ți-am pus oglinda în față ca să te înjosesc sau să te bagi jocuri. Ți-am pus oglinda în față ca să știi ce diagnostic ai. Uite, cu asta ne confruntăm. Problema sufletului acestui om a fost conflictul de voință. Între el și Isus este o prăpastie de netrecut. Isus care spune, nu voia mea, ci voia ta, nu este reflectat în omul ăsta care îi zice lui Dumnezeu în obraz, nu voia ta, ci voia mea, așa cum am spus eu. Pe mine, dar parcă tu ești omul nu? care ai fost scăpat din nenorocire. Nu crezi că putem să scăpăm și pe alții? Nu. No. Tu ești omul care te-ai rugat în pântecele peștelui și te-a ascultat Dumnezeu. Nu le dăm voie și lor să se roage, nu. Nu se poate o astfel de inimă rea și necredincioasă în prezența lui Dumnezeu. El este atât de prins de agenda lui, de ideologia lui, de dorința lui, de mândria lui, denominațională și națională, este atât de prins de respingerea caracterului lui Dumnezeu încât nu-L interesează nimic și spune lui Dumnezeu în față voia mea, nu voia ta sau altfel mor. Ăsta a fost Dostoevski. Dostoevski se amestecă în primele cercuri socialiste din Rusia. s se amestecă în treaba aceasta, citește o scrisoare care a fost uh, trimisă de Bielenski, lui Gogol. Este arestat, este condamnat la moarte. El este parte dintr-o astfel de ideologie. El vrea să facă o nouă Rusie, nu contează câte fluvii de sânge vor curge, câtă lume va fi zdrobită, e pentru popor. Nu da omor poporul. Nu e pentru popor. Care e poporul, frate, dacă l-ai omorât? poporul și pentru popor, mi se pare că unii dintre voi mai aveți e, amintiri de, din casa morții. <laughs> da, e pentru popor, spune Dostoevski. Care e popor, frate, pe care l-ai omorât? pe care l-ai înfometat în halul ăsta pe care, e pentru libertatea poporului pe libertatea poporului pe care l-ai băgat în pușcărie dar este o orbire ai făcut țara o închisoare este o orbire nemai auzită când aceasta însă se transferă din politică în religie e mai groaznică pentru că atunci avem de-a face cu inchiziția, avem de-a face cu cruciade, cu dictaturi religioase și așa mai departe el nu se abate Dostoevski este ăsta Crud, sângeros, pus pe orice fel de crime până va împlini idealul lui socialist. E prins, dus acolo în piața St. Petersburg, e îmbrăcat într-o cămașă albă, în 22 decembrie, aceasta e o dată care voi o știți. În 22 decembrie este dus acolo în piața, în piața aceasta, o cămașă lungă a condamnatului la moarte, minus 21 de grade afară. Sunt puși trei oameni, sunt vreo șase de, de împușcate, toți șase sunt sub condamnarea la moarte, primii trei sunt puși acolo, sunt legați la stâlp. El este al șaselea, lui se mai dau câteva minute de gândire în timpul acesta, se pregătește epilepsia pentru el sub, sub tensiunea asta completă. Când e vorba să ridice arma la ochi și să împuște, repede călărețul cu steagul alb din partea țarului Nicolae I, opriți execuția, sunteți condamnați la patru ani muncă silnică în Ognă. După aceea veți face slujbă de soldat de rând, de abia după ce a murit țarul, l-au ridicat la rang de ofițer. Vreau să spun însă ce s-a întâmplat. Dostoievski acesta care e în stare să verse râuri de sânge, nu pentru popor, cum zice dumnealui, ci pentru ideea lui despre popor. În momentul în care este confruntat cu moartea și cu cămașa asta albă, în clipa aceea trăiește o totală schimbare a inimii. Atunci el îl vede pe Dumnezeu ca fiind singurul care poate scoate pe om din și prin nenorocirea lui, așa cum scrie în Iov. Omul fixist se va rupe cu Dumnezeu, rigiditatea cu Dumnezeu este un pericol de moarte. De aceea noi trebuie să venim întotdeauna la biserică cu sufletul deschis. Nu știu pentru astăzi, nu știu după ce plec de aici, când ajung acasă, sau peste noapte sau mâine, nu știu. Ce adevăr mă va ajuta Dumnezeu să înțeleg și voi zice când eram copil, gândeam ca un copil, dar acum am lepădat ce era copilăresc. El se întoarce înapoi un om nou. Tolstoi n-a trecut pe aici, prin, pe unde a trecut Dostoevski cu execuția, și că atare n-a avut nicio schimbare în el. El a rămas statornic liniei pe care a pus-o de la început până la sfârșit. La Dostoevski sunt două vieți. Dacă noi am înțelege că adăpostul sub care gândim că stăm și suntem protejați este de fapt un pericol de moarte, o clădire care nu ține, dacă am înțelege lucrul acesta, ne-am refugia la umbra celui atotputernic. E singurul loc. Va veni o situație în care nu rămâne nimic. Cea mai bună ideologie, cum avea el despre Dumnezeu, a însemnat nimic în momentul în care el a fost confruntat cu adevărul despre Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca și Tatăl Fiului Risipitor, cu multă bunătate, nu-L așteaptă pe El să vină la biserică, ci să duce după El. Să duce după El acolo unde El se așezase pe un deal să vadă dacă se schimbă ceva în Dumnezeu sau nu. Mai știți pe cineva care aștepta o schimbare în Dumnezeu? Balam, da. Foarte, foarte bine ai răspuns. Balam, el le-a spus la oameni, stați și că poate se schimbă până mâine. Nu, în el nu este schimbare, nici umbră de mutare și nici nu trebuie să fie. El este punctul fix despre care vorbea Arhimede. Când a zis, dați-mi un punct de sprijin. El este punctul de sprijin. El este formula de de toate pe care o căuta Einstein. Dacă aș găsi o formulă care să se aplice la orice, singura formulă care se aplică la orice este Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare, nu tu fișul acesta. Nu? Asta e bun pentru gâze, pentru capre, eventual. Dar adăpostul meu este Domnul. Nu există adăpost care să reziste în furtuna de la urmă sau în furtuna vieții. Nu există care să reziste afară de unul singur, cel ce stă la adăpostul celui atotputernic. Iubiții mei, aș dori să încheie meditația noastră lăsând-o deschisă, ca întotdeauna, prin a arăta că Iona nu era singurul care a trecut prin această experiență și poate nici noi nu suntem singuri. Dacă era cineva pe stradă, un om nereligios, ne pastor, ne creștin, ne și ar fi auzit că Ninibea a fost salvată, omul acesta s-ar fi bucurat, ar fi dat o masă de bucurie. Nici nu știa cine e acolo. Dar nu omul din biserică, el nu e bucuros de chestia asta. Nu e singurul însă. Iacov și Ioan au fost doi oameni buni, doi pescari cu minți. Ca doi pescari cu minți, care cârpesc mrejile, vând pește la piață, să duc ce noaptea pe... Doi oameni cu minți. Să ajungă doi oameni cu minți să umble cu Isus și să fie transformați în ăștia doi care spun să cadă foc din cer peste ăștia. Asta arată că oamenii ăștia n-au mers în sus, ci au mers în jos. Când erau pescari, niciodată n-ar fi spus așa ceva. Niciodată n-ar fi spus. Acum că erau mari apostoli, vor să dea foc din cer peste oameni? Și Mântuitorul le-a spus, să ziceți asta pentru că nu mă cunoașteți. Necunoscându-L pe Domnul. Petru era un pescar bun cu minte până, n-a devenit apostol. Când a devenit apostol, a ajuns om cu pretenții și știți ce a făcut într-o zi? L-a luat pe Isus de guler și a spus ce ai de gând să faci. Ce am de gând să fac eu? Ce ai de gând să faci tu? Să te ferească Dumnezeu să faci așa. Ne strici toată Păi e vorba de șandramaua ta sau e vorba de planul cel veșnic al lui Dumnezeu? Să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. El nu, ce făcea Mântuitorul, nu se potrivea cu agenda lui. Lui i-a plăcut de Iisus până nu a făcut ceva care era contrar dorinței lui. Iona spune, cei ce se alipesc de idol de șerți, îndepărtează harul de la ei. Ați căzut din har. Doar el nu știe că este pe punctul de a cădea victimă celui mai cumplit dintre idol care este Eu-lui. Până într-acolo încât se ridică împotriva lui Dumnezeu din pricina Eu-lui. Lui. Până acolo încât e gata să incinereze o cetate întreagă pentru Eu-lui. Pe când pregăteam acest cuvânt, mi-a venit în minte o scurtă frază, am scris-o imediat. Le mai adun așa, când știi, când pentru. Că pentru eventual o colecție. Euul este sinele demonizat. Tuturor ne-a fost dată un sine, o ființă. În momentul în care aceasta este demonizată, devine euul personal, care nu ține cont de nimic, nici de Dumnezeu. Păgăduința lui Dumnezeu rezolvă această problemă, cum ai spus tu la, la povestea copilăr există o soluție. N-ar avea rost să discutăm de așa boală cumplită dacă nu există un medicament pentru aceasta. Și medicamentul este numit legament, care este o promisiune unilaterală a lui Dumnezeu. dumnezeu își dă cuvântul de onoare și spune așa: Eu voi scoate din pieptul vostru această inimă rea și necredincioasă care tinde să vă despartă de Dumnezeu. Eu voi scoate din pieptul vostru și eu voi pune în pieptul vostru o inimă nouă care să urmeze pe Dumnezeu, care să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele. Voi scrie legea aceasta a iubirii de Dumnezeu și de aproapele, o voi scrie în inima voastră. Aceasta, acesta este răspunsul. Altfel nu există școală în lume, nu există biserică sau pretenții care ar putea vreodată executa acest fel de operație. Sunt chirurgi fel de fel. Dar în ce privește o inimă rea și necredincioasă, este un singur medic care poate opera ce acesta e Mântuitorul. Lui să-i încredințăm inima noastră și El să fie adăpostul și umbra noastră. Amin. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne, pentru brațele tale deschise, care ne cheamă la adăpostul aripilor tale. Te rugăm în numele Domnului nostru Isus Hristos să nu ne dai nicio clipă pace la umbra aceasta a neprevăzutului din viața noastră și să ne faci, Doamne, să căutăm locul păcii care este sub ocrotirea Ta. Îți mulțumim din adâncul sufletului nostru pentru făgăduința Ta prin care ai spus nimeni nu le va smulge din mâna mea. Aceste cuvinte sunt adevărate și pentru ele ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm în veci. Amin.